Aplicarea compostului. Cu un an înainte de a planta căpșunile, se aplică compost, fapt care asigură fertilitate de lungă durată. De asemenea, se merită de aplicat compost înainte de mulcirea vietrelor pentru căpșune. Scopul acestei operațiuni este de a îmbunătăți biologia solului și de a-l fertiliza pentru 3 ani înainte, cât se vor afla căpșunile ecologice pe teren. Compostul aplicat este obținut din deșeuri vegetale sau animale în volum de 100 de metri cub la hectar. Compostul este perfect fermentat, prezintă o masă puhavă și este folosit pentru îngrășarea solului.